Colegii de la PC au înțeles ce era de înțeles. Ați văzut cât de rău a picat faptul că ei vreau să meargă cumva separat, să se rupă de ceea ce oamenii văd unirea celor care vor să-l dea jos pe Băsescu. A fost un moment delicat săptămânile trecute, dar eu cred că orice om serios, orice partid serios, orice persoană care vrea binele acestei țări, trebuie să vină alături de noi ca să facem la anul schimbarea de care toți avem nevoie. Cred că este loc pentru toată lumea. O să avem nevoie de oameni foarte buni în administrația locală, o să avem nevoie de oameni foarte buni în administrația centrală. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Gândiți-vă că trebuie să depenalizăm România și județul Botoșani. Gândiți-vă că nici înainte de 89 un partid n-a pus așa gheara pe județ și pe țară cum s-a întâmplat acum. Dar eu cred că în fiecare zi în care, și vorbesc pentru colegii mei social-democrați, în fiecare zi în care, nu știu, vă supărați sau vă certați cu un coleg liberal, gândiți-vă de fiecare dată că trebuie să scăpăm de PDL. Și gândiți-vă că putem să scăpăm de ei și aici în Botoșani și în toată țara, doar dacă suntem uniți. Dacă ne despărțim, Băsescu așa ne-a învins de fiecare dată, i-a păcălit pe liberali și s-a bătut cu noi, ne-a păcălit pe noi și s-a bătut cu liberalii, întotdeauna a câștigat când n-am fost uniți. Coșmarul lui Băsescu este Uniunea Social-Liberală. Și eu cred că și sfârșitul lui Băsescu o să vină tot de la Uniunea Social-Liberală. Și că nimic nu-și dorește mai mult decât să ne despartă. Nimic nu-și doresc mai mult pedeliștii decât să audă că într-un județ PSD-ul se ceartă cu PNL-ul. O spun încă o dată și o spun pentru colegii mei de la PSD, Botoșani. Vă rog să vă bateți pentru candidatul la Consiliul Județean ca și când ar fi candidatul nostru. Iar Crin Antonescu și cu mine suntem aici ca să vă garantăm în numele candidatului USL, domnul Țurcanu, că vă va trata pe cei de la PSD cel puțin la fel de bine ca pe cei de la PNL. Pentru că trebuie să fie președintele USL, nu doar al PNL, nu doar al unui partid. Fiecare candidat al nostru, primarii noștri care vor fi de la PSD candidați USL, primarii care vor fi de la PNL candidați USL, trebuie să vă comportați cu adevărat ca și candidații USL. Altfel, tot ceea ce gândim noi la București, tot ceea ce spunem Crin Antonescu și cu mine la televizor, nu are valoare dacă oamenii din comuna dumneavoastră, din orașul dumneavoastră, din județul dumneavoastră, nu văd că puteți să treceți peste tot ce ne-a despărțit în trecut, peste toate bătăliile din trecut, peste toate supărările, peste toate interesele de partid și dacă nu faceți ceea ce oamenii așteaptă de la dumneavoastră. Sunt convins și o să stăm și o să discutăm în conducerile celor două organizații. Sunt convins că PSD-ul va fi reprezentat în Botoșani la adevărata valoare. Sunt convins că PNL-ul va fi așa. Sunt convins că putem, repet, să găsim cu bună voință și cu bună credință formula prin care USL-ul să pună în față toți oamenii de valoare pe care i-a. Treceți peste lucrurile din trecut. Haideți să-i dăm jos pe PDL și pe Băsescu și după aceea, dacă vreți, îi las pe domnul Țurcanu cu domnul Marcu să se mai certe un pic. Dar numai după ce scăpăm de